Ei. Domnule doctor, avem niște tabele din surse internaționale care arată stadiul etapelor de vaccinare în toate țările importante. În România, procentul și numărul de vaccinuri administrate situează țara noastră și vreau să le vedem chiar acum pe ecran, undeva la mijlocul clasamentului țărilor care au pornit acest efort de vaccinare. Ce trebuie să spunem despre numărul de vaccinări în jur de 2000 pe zi și despre poziționarea noastră în mijlocul acestui clasament? Trebuie menționat că astăzi avem 13.200 de persoane vaccinate și încă un lucru foarte important, activitatea de vaccinare a fost începută într-un număr relativ mic de centre de vaccinare. Sunt circa 47 de centre de vaccinare care au avut activitate în aceste ultime zile, începând cu primele 10 centre din acele unități medicale de linie 1 și ulterior au intrat în activitate și celelalte centre de vaccinare. Însă de luni, din 4 ianuarie, activitatea va fi începută în peste 90% din cele 370 de centre de vaccinare destinate pentru personalul medical, ceea ce ar trebui să ne asigure o imagine reală a ratei de vaccinare din România. Eu cred că numărul va fi mult mai mare și vom reuși să acoperim într-un timp relativ scurt, cel puțin până la jumătatea lunii ianuarie, mare parte din personalul medico-social, ceea ce ne creează posibilitatea cât se poate de reală ca din a doua jumătate a lunii ianuarie să începem deja vaccinarea pentru etapa a doua din strategia de vaccinare, începând, bineînțeles, cu vaccinarea personalului din căminele rezidențiale, din centrele deci, medico-sociale. Sperați ca din 15 ianuarie să înceapă vaccinarea și pentru celelalte categorii, în afară de cea din domeniul medical. De acord, începând cu prioritizarea persoanelor care sunt în momentul de față internate în căminele de îngrijire. Corect. Și pentru în centrele rezidențiale și zone mai sensibile din perspectiva infectării. Sunt de mai mult sunt niște zone extrem de vulnerabile, întrucât sunt prezente persoane vârstnice, persoane cu multe boli cronice și riscul de transmitere de la o persoană la alta este foarte crescut. În România sunt circa 1880 de centre medico-sociale și rezidențiale, iar numărul persoanelor din aceste centre este estimat la circa 40.000, aproape 40.000 de persoane. Diferența dintre noi și celelalte țări este tocmai aceasta, că nu avem un număr foarte mare de persoane instituționalizate, de persoane care sunt în aceste centre medico-sociale. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că într-o perioadă scurtă de timp vom reuși cu echipe mobile de vaccinare să asigurăm vaccinarea acestor persoane. Dacă acum facem 2000 de vaccinuri pe zi, câte vom face la finalul lunii ianuarie? Unde ajungem? Pot să vă spun la începutul lunii ianuarie, din 4 ianuarie, 5-6 ianuarie, ar trebui să avem cel puțin 20.000 de persoane vaccinate pe zi. 20.000 pe zi. E un target ambițios. Asta înseamnă că am putea să facem în jur de 500-600.000 pe lună, da? Și până în luna iunie, când v-ați stabilit targetul acela, să avem 3 milioane de români vaccinați? Trebuie să ținem cont pe de-o parte de disponibilitatea vaccinurilor. Se poate accelera, pentru că în etapa a doua sunt prevăzute circa 900 de centre de vaccinare. Ori aceste 900 de centre de vaccinare sunt special destinate pentru etapa a doua și ulterior, bineînțeles, pentru etapa a treia, dar mare parte din centrele în momentul de față înființate în unitățile medicale vor rămâne mai departe active și vor deservi personalul cu boli cronice, persoanele vulnerabile în imediat ce urmează etapa a doua. Deci, din acest punct de vedere, ritmul de vaccinare ar trebui să fie unul satisfăcător. Important este să avem o disponibilitate suficient de mare a vaccinurilor, pentru că avem un calendar de livrare săptămânal, cel puțin pentru vaccinurile de la compania Pfizer. S-au contractat din partea României circa 1,5 milioane de doze pentru prima etapă, practic pentru primul contract, și ulterior știm Comisia Europeană, pe lângă cele 200 de milioane de doze, mai a contractat suplimentar încă 100 de milioane de doze. În România se va administra doar vaccinul BioNTech-Pfizer sau vor fi și alți producători? În România se vor administra vaccinuri care vor primi autorizare de la Agenția Europeană a Medicamentului. Așteptăm în prima săptămână din ianuarie autorizarea celei de-a doua companii producătoare, Moderna. Numărul de vaccinuri contractate cu Moderna este de circa 3,5 milioane, dar și aici
se poate crește. Și de asemenea, de la compania BioNTech Pfizer au fost contractate suplimentar încă 4,2 milioane de doze, deci în total vorbim de peste 12 milioane de doze contractate de la Pfizer și circa 3,5 milioane de doze contractate care revin României de la compania Moderna, dacă aceasta va primi autorizare de la Agenția România Europeană a Medicamentului. Revin în total din comenzile Uniunii Europene peste 80 de milioane de doze de vaccin și asta este o veste bună. Sperăm să nu existe sincope. Depinde de câte companii... 85 de milioane de doze pentru România. Depinde de câte companii vor primi în final autorizare. Pentru că, practic, se aplică acest procent prorata de 4,3% din doza, din numărul de doze contractate de Comisia Europeană. Practic, României va reveni întotdeauna un procent de 4,3% din dozele contractate de Comisia Europeană. Evident că această disponibilitate depinde de câte companii în final vor obține autorizare și de momentul la care ele vor obține această autorizare. Din acest punct de vedere, este delicat să facem exact un calendar al ritmului de vaccinare, pentru că trebuie să ne bazăm în momentul de față pe ceea ce avem știut, calendar de livrare și disponibilitate de vaccinuri. Întrebare încă o dată pentru telespectatori. După ce se termină acest val 1 de vaccinări pentru personalul medical și cei din linia 1, în momentul în care vaccinul va fi disponibil pentru populație, în special cei vulnerabili, vârstnici, cei cu afecțiuni cunoscute, cu comorbidități, cum se va face? Care este mecanismul? Cum află omul că poate ajunge la centru de vaccinare? Există mai multe modalități prin care o persoană se poate programa, în primul rând, și informarea directă va fi făcută prin mai multe canale, prin intermediul medicului de familie, prin intermediul consiliilor locale, direcțiile de asistență socială și, de asemenea, prin, de la nivel central, vor fi comunicate în acest sens. E important, sunăm noi la medicul de familie și la asistența socială sau sună ei? Vom face aceste comunicate și se vor transmite toate aceste informații către populația la risc, dar modalitatea de programare va fi mult simplificată față de momentul actual, în ideea în care există cel puțin 5 modalități diferite prin care o persoană se va putea programa în vederea vaccinării, fie individual, online, fie prin intermediul telefonului, prin call center, fie prin intermediul medicului de familie, fie cineva din familie poate să înscrie acea persoană care probabil are dificultăți în a se programa, sau al cincelea mecanism prin intermediul direcției de asistență socială din cadrul primăriei. Deci sunt mai multe metode în așa fel încât să fie mai facilă înscrierea interacțiunea și va fi dintre... mult simplificată, practic, ceea ce se întâmplă în momentul de față cu platforma de programare este din simplu motiv că se adresează persoanelor juridice, pentru că programarea personalului medical și social se face prin intermediul angajatorului. Ori din acest punct de vedere, evident că este o etapă care prevede înscrierea datelor legate de codul acelei unități juridice și ulterior se listează și se programează persoanele avute în angajate. Am văzut că apar tot felul de știri false, apar tot felul de anunțuri, prăpăstioase, care evident că nu sunt adevărate, că au murit oamenii din cauza vaccinului și așa mai departe, au fost dezmințiri oficiale. Sunt niște dezinformări extrem de periculoase. Întrebarea mea este, la finalul discuției noastre, așa cum stă situația astăzi și cu toate informațiile pe care le aveți la dispoziție, sunteți optimist, domnule colonel doctor, că în luna iunie vom avea 3 milioane de români vaccinați? Eu sunt optimist din fire și din acest punct de vedere sunt aproape convins că vom avea cel puțin 3 milioane de persoane vaccinate. Eu cred că vom avea mult mai multe, pentru că calendarul de livrare ne permite și de disponibilitatea al vaccinurilor ne permite acest lucru. Dacă vom avea vaccinuri disponibile și de la alte companii care vor primi autorizare, cu siguranță acest risc de vaccinare va fi mult mai mare. Asta e o veste excepțională și mă bucur că sunteți optimist, pentru că pe măsură ce se vaccinează mai mulți români, pandemia o să scadă în virulența ei. Din păcate, ne așteptăm ianuarie, februarie, martie. Am văzut și autoritățile europene și cele americane ne spun că o să avem, din păcate, foarte multă bătaie de cap încă cu această pandemie. Este important să respectăm pe mai departe măsurile de prevenție, pentru că indiferent de tipul tulpinii de care vorbim, că este o tulpină înalt transmisibilă, până la urmă, aceleași măsuri de prevenție sunt general valabile și pentru această nouă tulpină care este în momentul de față în Marea Britanie. Dacă purtăm corect masca de protecție, păstrăm distanța fizică, respectăm măsurile de igienă, evităm supraaglomerarea, aerisim încăperile, eu cred că toate acestea sunt măsuri
evident eficiente și care vor reduce riscul de infecție și, în paralel, demarând și continuând campania de vaccinare, eu cred că putem asigura, în primul rând, protejarea persoanelor vulnerabile, protejarea personalului medical și, ulterior, bineînțeles, a celorlalte categorii de persoane care deservesc activități esențiale și, în final, populația generală, tocmai pentru a reduce efectele negative ale acestei pandemii și pentru a reveni la normalitatea pe care cu siguranță cu toții ne dorim. Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații importante, pentru aceste evaluări. Succes, domnule colonel dr. Valeriu Gheorghiță. Avem mare, mare nevoie de dumneavoastră și de succesul acestei operațiuni unice în istoria